Băiatul de 9 ani din București care și-a ucis bunica este respins de școală. Părinții au mers să îl înscrie în clasa a patra, însă directorii au refuzat să-l primească pe motiv că nu ar mai fi locuri în clase. Copilul a fost plimbat pe la trei școli, deși legea spune clar că băiatul nu poate fi exclus din sistemul de învățământ din cauza faptei pe care a comis-o. Potrivit legii, fiind vorba de un minor sub 14 ani care nu poate răspunde în fața legii, la închiderea dosarului, procurorul trebuie să anunțe direcția pentru protecția copilului. Un copil care a comis o crimă trebuie supus unui tratament special, fie că e vorba de supraveghere sau de consiliere psihologică, a declarat judecătorul. Clujan Cristian Danileț. Cazul este cu atât mai delicat cu cât copilul suferă de tulburări de comportament și nu a beneficiat de consiliere în școală. Mai mult, autoritățile au decis că băiatul nu are nevoie de expertiză psihiatrică. În consecință, părinții colegilor au făcut lobby la inspectoratul școlar din capitală ca acesta să nu mai intre în colectivitate. În prezent, băiatul se află împreună cu mama lui la un centru maternal. În lipsa unei soluții clare, autoritățile le-au propus părinților să îl școlarizeze la domiciliu. În luna mai, copilul de 9 ani și-a omorât bunica cu un cuțit într-un acces de furie pe motiv că aceasta nu i-ar fi permis să se juega a la computadora.